urgență în sănătate publică a fost prelungită până pe 30 noiembrie, iar vacanța elevilor din localitățile aflate sub cod roșu de alertă epidemiologică va dura încă o săptămână. Deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate au fost publicate astăzi, deși ședința a avut loc în urmă cu două zile. Are detalii Adela Șefciuc. Bună seara, Adela! Bună seara, Sofia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vacanța de toamnă a elevilor a fost prelungită până pe data de 7 noiembrie. Un ordin în acest sens a fost deja semnat de către ministrul Educației, Anatolie Topală. Potrivit noii hotărâri a CNSP, de pe data de 8 noiembrie sunt interzise nunțile, botezurile, mesele festive și de pomenire. Totodată, angajații din prima linie sunt îndemnați să se imunizeze în proporție de 95% până pe data de 1 decembrie. Noile restricții au fost adoptate de către comisie acum două zile, însă au fost făcute publice abia astăzi. Ieri, ministrul Sănătății, Alan Mirenco, a dat asigurări că nu vor fi impuse noi restricții. Întrebarea dumneavoastră, se pregătesc restricții, este o întrebare pe care doriți să răspund, da, se pregătesc. Nu, nu se pregătesc restricții. Ședința Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică, în care s-a decis asupra noilor restricții, a avut loc pe 26 octombrie. În stradă, oamenii s-au împărțit în două tabere. Unii salută noile restricții, alții afirmă că acestea nu au niciun rost. Cred că izolarea asta mult nu face, fiindcă să izolezi o cumă trei și să faci și prin transportul public, cred că nu e scăpare. Bine făcut. Asta e pentru sănătate în lume, eu mă gândesc. Că are mulți bolnavi și leacurile strașe și le scumpe. Așa că pensiile și lefele nu prea ajung la așa ceva. Că să ne întărim sănătate și aici am pierdut cândva. По-моему, правильно, да. Раз болезнь такая пошла, так надо как-то соблюдать. Eu cred că e o decizie foarte bună, pentru că în ultimul timp am observat că se organizează nunți foarte mari și eu cred că e un pericol totuși de infectare. Ar fi mai bine să ne izolăm și să fim mai responsabili. Nu mai este nimic în ceea ce vorbesc ei. Ce aveți în vedere? COVID nu există? Nu există, nu cred. Dar și părere să avem. E corect și fac. Pentru că trebuie odată și odată să terminăm cu pandemia asta, trebuie să respectăm, trebuie să facem tot așa și nișere, statul și nișere, nouă sănătatea. Dar lumea nu înțelege asta, nu înțelege. Dacă faci observația ea ca la un tânăr în troleibus sau în rutier sau ceva, el îți spune cuvinte urâte, el sare la tine la bătaie și așa că asta e viața noastră. Конечно, я расстроен, как и все. Жалко людей, люди устали. Очень долгие два года уже, почти, скоро будет третий. И все ждут, когда это закончится, все устали, все хотят видеть родных, близких, все хотят радоваться друг другу. Ходить в гости и не бояться никого заразить. Diferite sunt opiniile și în privința vacanței prelungite a elevilor. Nu e idee rea. Atâta timp cât tot se face spre binele copiilor și a noștri, poate stai și acasă, adică să faci lecții online. Copiii e o prostie foarte mare, pentru că asta nu e școală, cred că o să ajungem la degradare cu tot. Если есть большой процент заболевания, может быть и нужно, я не могу. Dar costă de scurt că copiii online, adică nu cu prezența fizică. Ну а как они до сих пор полтора года имели возможность online? Значит, и сейчас месяц посидят онлайн. Autoritățile fac trimitere la evoluția situației pandemice din Republica Moldova, menționând agravarea indicatorilor epidemiologici. În total sunt 14,2000 cazuri active de COVID-19. Incidența în ultimele 7 zile a constituit 308 cazuri la 100.000 de persoane, în creștere cu 16% comparativ cu săptămâna precedentă. Vacanța de toamnă a elevilor planificată pentru 27-31 octombrie a început mai devreme, din 23 octombrie. Atunci Ministerul Educației motiva prin situația epidemiologică gravă, care impune măsuri de limitare a răspândirii infecției.